O rețea internațională de falsificatori de carduri a fost destructurată în urma unei ample operațiuni a poliției care a inclus percheziții în 16 județe. Procurorii și polițiștii au descins joi la 85 de adrese din Suceava, București și alte 15 județe, fiind vizate 70 de persoane care ar fi falsificat carduri și ar fi retras ilegal 2 milioane de euro din mai multe state. În același timp, anchetatorii fac percheziții și în Germania, Marea Britanie, Statele Unite și Republica Dominicană. Potrivit procurorilor, grupările infracționale sunt constituite din peste 100 de persoane, iar liderul a fost identificat ca fiind Constantin Gheară, zis Tică. Procurorii și polițiștii au strâns date despre 70 de persoane care ar fi falsificat carduri și ar fi retras ilegal peste 2 milioane de euro din mai multe state din Europa și America. Persoanele suspecte se pare că fac parte din mai multe grupuri infracționale. În urma perchezițiilor asupra infractorilor s-au găsit mai multe dispozitive cu ajutorul cărora infractorii sustrăgeau banii din bancomate. Victimele infracțiunilor sunt persoane fizice sau juridice din Germania, Spania, Portugalia, Anglia, Elveția, Austria, Franța, Lituania și Statele Unite. Membrii grupărilor își desfășurau activitatea atât în România cât și în străinătate. Procurorii și polițiștii au efectuat percheziții la 85 de adrese din Suceava, București și alte 15 județe, fiind vizate 70 de persoane care ar fi falsificat carduri și ar fi retras ilegal circa 2 milioane de euro. Simultan cu acțiunea declanșată de procurorii DICOT, la solicitarea acestora au avut loc percheziții și în Germania, Marea Britanie, Statele Unite și Republica Dominicană. Membrii grupărilor vizate au confecționat aparatură de skimming, echipamentele fiind ulterior utilizate în vederea copierii datelor de identificare a mijloacelor de plată și a retragerii unor sume de bani din ATM-uri de pe teritoriile Germaniei, Spaniei, Elveției, Portugaliei, Franței, Marii Britanii, Ecuadorului, Columbiei și Austriei. Datele de identificare copiate erau folosite pentru falsificarea unor mijloace de plată electronice, utilizate ulterior pentru retragerea unor sume substanțiale de bani și din Republica Dominicană, Statele Unite, Japonia și Iordania. Și la Constanța și Năvodari, jandarmii și procurorii au descins la 3 locuințe. Aici au descoperit mai multe camere de supraveghere instalate la parterul blocului și mai multe mașini de lux parcate pe trotuar. Ce nu v-a descris? Deci cu ce se ocupă o zi de dumneavoastră? Ce s-a întâmplat, doamnă, cu ei? Dar de ce e poliția acolo? Locuiți în bloc dumneavoastră? Vă rog, știați de ce de aici de jos? Nu. Știu că ești duc să te iau câțiva de zi, dar... Da, nu știu cum o să iei. Va veni poliția, dar de ce știți ceva? Nu știu nimic. Dar cu ce se ocupă? Nu știu. De ce să... Nu știu, știu că vine, dar că... Atât. La mașinile astea pe față sunt alături? Da. Să știi de bună, de-aia e așa. În afară de bună ziua și să rămână. Un fată și de bine? Nu, e un... E soț, soție și aveau și un copil. Am înțeles. De ce s-a numit? Un cardel. Ce-a făcut? Un cardel. Un cardel, se ocupa cu cardel. În afară de bună ziua, nu știu dacă am vorbit de două ori cu ele când sunt aici. Aici a fost un apartament al un băiat din București, care s-a căsătorit cu nemțoaică în Germania, a plecat din 90 și a vândut lui apartament. De la atât. Din vedere, așa nu știu. Nu știu și pe el și pe ea. Din vedere, dar bună ziua și atât. Restul am, nu știu ce lucrează, nu știu. Dar de fel eu nu știu. Și știați mașinile lor de afară, nu? Are un parc până la 80 și un BMW, parcă. De trage aici. Da.